Pentru că tot e sezonul naturii în floare, nu puteam să nu venim la Căsuța Trandafirilor. Aici, Stela Florescu a pus bazele unei afaceri dulci și parfumate, în care trandafirul de Damasc este inima celor mai gustoase produse naturale. Vine din copilărie pasiunea pentru dulceață. Bunica mea făcea dulceața de trandafiri. Avea un singur trandafir cocoțat pe o fântână și de acolo ne făceam fiecare an câteva borcanele de trandafir, de dulceață de trandafir. Și apoi când bunica n-a mai fost, n-am mai avut de unde să iau dulceața, care îmi plăcea foarte mult. Și am căutat-o peste tot, prin toate magazinele, prin toate târgurile și găseam ceva care n-avea nicio legătură cu dulceața bunicii. Și am hotărât, la un moment dat, când a trebuit să lucrăm aici, în locul acesta, am vrut să-mi pun trandafiri, să-mi pun dulceața. Nu a plecat ca o afacere, a fost pur și simplu dorința mea de a mânca dulceața de trandafiri. Eu știam rețeta din copilărie, numai că nu mi-aminteam și nu credeam că o să fac eu așa dulceață. Dar am reușit, am făcut urmând pașii pe care îi știam de la bunica și am reușit să fac dulceață. Am făcut o plantație în ideea că mai dau ceva cadouri, că mai dau la copii, că mi-am imaginat că plantația mea o să producă foarte multe flori. Și uite așa, m-am trezit cu plantația plină de flori, aici nu era nimic, nu exista clădire, nu exista nimic și am constatat că nu pot să fac dulceața în bucătăria mea și că trebuie să fac un spațiu special pentru dulceață. Și așa a luat naștere Căsuța Trandafirilor. Ne-am apucat de construcție și bărbatul meu a zis, acum trebuie să pui nume la fir, n-ai încotru, gândește-te și am zis, păi ce nume? Căsuța Trandafirilor. Și așa a rămas. Rosa Damascena sau trandafirul de Damasc. De fapt, dulceața de trandafiri nu se face din prea mulți trandafiri, din prea multe soluri de trandafiri. Trandafirul de Damasc, în clasa asta, sunt două soiuri. Cel pitic al meu, care e foarte bun la gust, pentru dulceață, pentru siropuri, și trandafirul de cazanlâc al bulgarilor, care e bun pe uleiul de trandafir. Și se mai face dulceață din trandafirul de burbol, care e un pic mai închis la culoare. Dar cel mai bun este trandafirul de Damasc pentru dulceață. Am comandat special la o firmă de la Aiud, de la Ciumbrud, care se ocupă cu butași de trandafir, de pom fructifer, și am comandat special pentru toată plantația odată. Am testat înainte cu un an solul, an în care și înainte de a comanda la Ciumbrud am și fost un pic înșelați aici în zonă, ne-a dat cineva 10 trandafiri, din 10 trandafiri nu era niciunul de dulceață. Și apoi ne-am dus acolo unde sunt oamenii foarte serioși și am reușit să facem o plantație. Am plantat în octombrie și în mai anul următor, în 2016 a luat ființă plantația, în anul următor, în mai, era plin de flori. Am făcut dulceața și acum pentru vânzare nu pot să mergi. Noi vindem cu precădere în târguri și expoziții de specialitate, cu produse tradiționale. Și am făcut dulceața, dar nu pot să merg cu un singur produs. Și atunci a trebuit să facem sirop. Siropul era tot o rețetă veche. De fapt, cum se fac toate siropurile, se face și cel de trandafir. Necesită mai mult timp, puțin mai mult timp, adică se face pe 24 de ore siropul, că trebuie să-și lase toată aroma trandafirului. Și apoi, ca să diversificăm, am căutat cum se face apa de trandafiri, ne-am luat distilatorul, am făcut și ceai, la fel ceaiul de trandafiri, îl beam și când eram copii, dar ca să-l faci pentru vânzare, trebuiesc niște tehnologii, nu poți să-l faci, trebuie rata de oxidare, adică petalele acelea maro, să fie foarte mică rata de oxidare, să fie undeva pe la 30%, după cum vedeți, noi nu avem deloc, avem zero rată de oxidare, pentru că uscăm numai la umbră și la căldură naturală. Durează mult. De exemplu, ziua în care fac dulceață, recoltăm undeva dimineața pe la ora 5-6, cel mai târziu, pentru că dacă răsare soarele, se împrăștie aromele și nu mai avem produsul aromat. Numai pentru ceai se recoltează mai târziu, pentru că e nevoie să nu fie umed deloc de rouă. Pentru celelalte, absolut toate produsele se recoltează numai. După ce am venit de la recoltat, sortăm, desfacem petăluțele, fiecare după fiecare floare, sortăm, dacă mai sunt petale afectate, da, totul manual, da, absolut tot, petală cu petală. După aceea mergem în sala de producție și spălăm, curățăm. În paralel se face siropul, ca să câștigăm timp punem siropul. După aceea petalele pentru dulceață se freacă cu zeamă de lămâie, noi folosim numai zeamă de lămâie falsă și toate petalele trebuie masate cu zeamă de lămâie. Să ajungă lămâia pe fiecare petală, ca petala să-și păstreze culoarea. Pentru că trandafirul are nevoie de antioxidant. Dacă nu are antioxidantul acesta, se maronește, se face pur și simplu la fiert, se maronește, face o culoare așa, cumva. Și lămâia îi păstrează culoarea. Și după ce am făcut siropul, am masat petalele, s-a închegat siropul, punem petalele și mai fierbem, depinde de cantitate, mai fierbem undeva la 2 ore, că petala trebuie să fie coaptă. Așa spunea bunica, niciodată petala nu trebuie să fie, să o simți verde, trebuie să fie coaptă bine în siropul ăla. Abia atunci dulceața are gust, dulceața de trandafir. Se întâmplă, că m-ați întrebat cât timp durează, depinde de cantitatea de petale, dar se întâmplă să mă ridic dimineața la 5 și să mă culc a doua dimineață pe la 3, așa? Nu. Nu simt nevoia. E mai mult un mod de viață decât o afacere. Eu vreau să fac produsele exact așa cum le vreau eu, cum aș vrea eu să cumpăr produsul respectiv. Și atunci, făcând manual, alta este calitatea. Nu simt nevoia de... Eu am făcut altceva 30 de ani și acum fac pentru sufletul meu. Așa am hotărât și cred că mă ajut de exemplu, spăl borcane, sticle cu mașină de spălat vase, spăl odată 50 și mă ajută. Dar nu, la produs o să le fac manual atâta cât o să fac activitatea asta. Zahărul conservă produsul și sunt sterilizate borcanele, capacele, iar la apa de trandafir este ambalată în stare pură. Apa de trandafir este produs distilat din petale proaspete și aburul acela care iese de la fierberea petalelor e în stare pură, nu are niciun fel. Se ambalează imediat și ține, nu, neavând niciun fel de, ne intrând în contact cu niciun fel de microbi, nu are nicio problemă. La produsele mele sau la produsele din trandafir, se vede culoarea, adică niciodată un produs care e oxidat nu va fi de calitate. Și e important să ne uităm și pe etichetă. Sunt niște reguli de etichetare clare pe care noi, producătorii mici sau mari, trebuie să le respectăm. Și atunci, dacă pe etichetă nu am decât petale, zahăr și zeamă de lămâie, ăstea sunt ingredientele. Dacă intervine în loc de zeama de lămâie, sare de lămâie, deja produsul e chimizat, că sarea de lămâie nu e un produs natural, e un produs chimic și atunci e clar că sau alții conservanți și atunci produsul nu mai e. E destul de greu să îngrijești o plantație de trandafiri, o plantație intensivă, că de fapt ea asta este. Noi facem totul manual și acolo, nu folosim niciun fel de chimicale în plantație, pentru că a scoate un produs pentru consum necesită îngrijire manuală și fără chimicale. Facem 8 prașile pe an, adică în fiecare lună și câteodată în lunile de primăvară 2 prașile. Facem cu un motocultor pe intervale, dar la plantă trebuie să facem manual totul cu mânuțele și cu sapă mică, totul se curăță manual. Buruienile, dacă cresc prin plantă, sufocă lăstarii și nu mai înfloresc. Necesită și udat, el e un soi rezistent, dar totuși verile sunt din ce în ce mai toride în Oltenia și atunci necesită udat. La început, în 2017-2018, udam o singură dată pe an, în august, dacă nu ploua o lună încheiată. Și, de exemplu, anul ăsta am udat tot timpul, în fiecare săptămână, întindem furtunuri acolo și o dăm și tot nu e necesar. Plantația se taie primăvara, o lună încheiată tai numai eu, pentru că e teamă ca cineva să nu-mi rănească trandafirii și se taie jos acolo, adică poziția mea este cumva în genunchi la fiecare tufă de trandafiri în parte. O lună încheiată tai la ei, zi lumină. Se mușuruiesc dacă se anunță ieri foarte grele, trebuiesc înveliți altoi, punctul de altoire, ca să nu degere. Deci necesită foarte multă îngrijire trandafirul, plantația intensivă, că așa, vedeți, avem trandafira și prin curse, ei sunt nou necesitate, dar ca să obții floci și să recoltezi în fiecare zi de pe o plantație, e necesară multă agricultură. Ce-ți rămâne de făcut? Ai ghicit! Să pornești în propria aventură culinară pe Via Profi și să te oprești aici. Te vei bucura de gusturi și mirosuri dulci și vei bifa o experiență autentică.